locală la momentul ăsta, deși da. Un jaf. Ar fi trebuit ca primăria Brăila cât a fost proprietar și acum primăria Chiscan se vine să spune, unde vrei să faci, da, ce vrei să faci, aia, cât ai nevoie, atât, îți dau gratis, ai termen să faci aia în termenul ăsta. Faci de rascare, tot mai bine așa? Deci mi s-ar fi părut o abordare corectă, da? Ca investitorul să fie stimulat și să nu fie amenințat cu DNA-ul. Atunci noi ce facem? Deci o să mă duc, înțelegi, cu proiectul ăsta și o să-l fac, înțelegi, nu știu unde. Mă duc în Austria și-l fac. Da? Dacă avem sursa de finanțare, deci avem tot ce ne trebuie cu proiectul, de ce să-l facem, deci, la Brăila? Hai să vedem, domnule, ce s-a dezvoltat, deci, în ultimul timp, în... Nu vorbim, vorbim de Brăila, da? Care sunt investițiile majorii? Dacă aveam 500, deci spuneați mai devreme problema, că putea să vină și altul, și altul, și altul. Unde sunt, doamnă? Deci, unde sunt, da? Să-i văd și eu, nu știu pe ce bulevard, pe nu știu ce centură. Unde vedem investitori ăștia cu mulți bani și cu intenții bune pentru a crea locuri de muncă, pentru a plăti, deci, taxe și impozite? Unde sunt? Ce a făcut în stațiunea aia? Că dacă ne ducem acolo, plângi cu vorbi, înțelegi, în stațiunea aia. Da, apărut, deci, unul, dar de ce e Dogărescu, înțelegi, și nu Xulescu? N-am nicio problemă. Poate să spună ce vor ei. Dar dacă eu am un proiect corect, un proiect care el poate să fie finanțat și realizat, înseamnă că eu am un atu în fața la mulți. Și a trebuit să ne ducem, deci, puțin în spate și să vedem care e credibilitatea firmei noastre, da? În ce proiect ne-am angajat noi și am dat aceste tunuri de care vorbim. Așa, pentru cunoștința dumneavoastră, 99% din afacerile care le are grupul de firme sunt afaceri private. Deci noi nu suntem, deci 1% când spun că ar fi, deci, pe o singură firmă, pe Eldomir, unde vindem carburanți, 1% înseamnă primăriile din zonele adiacente stațiilor noastre, unde nu vine din Brăila, de la, nu știu, de la Dudeș, dau un exemplu, ia de la stația din Tătaru, primăria intră pe Seap și ia 10 litri de motorină. Deci eu am curaj să merg oriunde pentru corectitudinea mea. Deci eu nu rezistam atâția ani de zile dacă eram un bărfaș, dar eram un golan care urmăream... Puteți să-mi spuneți și mie dacă până acum numele meu a apărut vreodată, deci, în ziar? Da, apare odată pe an în obiectiv, când vine obiectivul și spune Eldomiru, din punct de vedere, deci, al cifrei de afaceri și a profitului, locul 5, locul 6 pe județ. Despre asta vorbim, da? În ce scandaluri, în ce contracte, în ce stau eu la... Nu stau la... Deci eu nu sunt un om serios, un om foarte serios. Și un om de cuvânt în care, deci, le-am și spus eu, băi, nu mă interesează, voi găsiți, deci, cadrul legal, voi stabiliți, deci, prețul. N-am să mă sfeghe cineva că m-a dus eu și am vorbit cu nu știu cine, că am vorbit cu consilierul. Dar nu-i treaba, adică nivelul nostru de a face afaceri astăzi este altul. Este altul. Unde eu m-am dus cu un proiect în care el arată așa cum arată, el a fost credibil și oamenii au vrut să dezvolte stațiunea. Adică hai să transmitem, deci, și un alt fel de mesaj decât infractori, tunuri, nu știu ce. A, da, dacă ne-a caracterizat, deci, lucrul ăsta și dureastră puteți să aduce argumente că eu sunt altfel de om decât mă prezint astăzi, spun să rămână, plec capul și... Dar nu. Și eu n-am nici interes cu nimeni. Ce vreau să spun acolo? Pe acolo sunt 5 consilieri PSD, 4 PNL, 1 ALDE, 1 PMP, 1 nu știu care, 1 nu știu care. Ce problemă am eu cu refuzul asocierii? Dacă era asocierea și eu aveam proiectul și Chiscanu vrea să-mi dea terenul, deci nu mi-l dădea, era atributul lor, chiar dacă făcea această asociere. Deci nu văd o problemă. Astăzi ne prevalăm, înțelegi, de orice, pentru că ce? Pentru că un om vrea să facă treabă, pentru că un om vrea să investească, pentru că un om vrea să schimbe stațiunea, pentru că un om vrea, da,
să creezi un cadru concurențial loial unde omul poate să aleagă între preț și serviciu prestat. Despre asta vorbim. Și duți-vă un istoric, duți-vă în stațiile noastre, discutați cu oamenii care lucrăm noi, da, și vedeți cum suntem noi ca și firmă. Deci noi avem anumite principii după care deci dezvoltăm afacerea asta. Dacă noi, între atâția ani, deci în 27 de ani, deci nu am o firmă închisă, nu am o firmă falimentară, nu am un leu datorii, nu am afaceri cu statul, ce poți să vii astăzi, înțelegi, să spui despre mine? Ce poți să spui?